Acolo Alin, 16 de Maria Alexandru, 11 de Ocla Dragra. Pe banca de rezervă se regăsesc un metod de jucători, Mărache Răvan, Davache Drăgoi, Cozenaru, Liviu, Manu, Ionut, Tănăiro, Teodor, Prătoi, Madalin, ABB Iorul, Alexandru, Paivan, Andrei. Delegatul capitanei echipei este Panente Bordan, iar echipa este condusă de antrenorul Braș Mare. Pentru echipa noastră, antrenorul Gianni Florian a eliminat următorul 11, așadar începem cu Dovaru Robert în poartă, linie de fond distanță Alexandru, Săitaru, Florin, Neagu, Florin, Nistor Florin, la liber Lucu Ștefan, Mătălin Munteanu, urmat de Nicoline Florin, Lada Constantin, Pepa Andrei, Lucu Fink, Sanchi Caldeanu. Pe banca de rezervă se regăsesc Atomi Mihai, Rana Andrei, de la Sinescu Ogoa și tot Ana. Vă reamintim că vineri, de fapt, ora 6, vom juca în partida echipei Digi de Subator, viitorul Curica și sperăm ca să fie stată mai bună, să fie una destul de referată, dar să nu se referă la urmă. Vă mulțumim încă o dată că sunteți prezenți, vă urăm vizionare plăcută la jocul din această seară și hai ce să ne ajut. Totodată mulțumim Sportul de Vrancea pentru că mergeți și mulțumim pentru posibilitatea de a vedea meciurile în lumea de online. Da, da, și mie poșul. Da, da, și mie poșul. Da, da, și mie poșul. Da, da, coborăm și noi, stai.
Bună ziua, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă spune Viorel Paizan de la Jud, de sub umbrele, aici plouă, plouă ca lumea, pe malul Trotușului. Și să sperăm că norul de ploaie va trece mai repede. Cele două echipe au ieșit de bea acum pe teren, după ce au efectuat încălzirea. Vom reveni în câteva clipe, sperăm să putem să urmărim împreună această partidă. Rămâneți alături de SDB TV și partenerii oficiali Ricora, Umo Serb și Viorele Internațional. Vom fi împreună de aici, de la Jud, în amicalul de Francia, CSM Jud, CSM Focșani 2007. A început jocul la 18 fix. CSM Focșani echipament alb. CSM Jud echipament negru cu jambiere albe. Focșani atacă prima repriză de la dreapta spre stânga. Vă voi spune imediat și cele două echipe, dar deocamdată să sperăm că ploaia ne va lăsa. O ploaie foarte curată, apă numai bună pentru agricultură și pentru fotbal. Aruncare de la margine pentru CSM Focșani de pe partea dreaptă. Panaite trimite o pasă, dar prea încet, interceptează Judenii. CSM Jud în atac pe partea dreaptă. O centrare pe colțul lung. Respingem. Și lovituri libere pentru CSM Focșani de la 40 de metri de poarta lui Lazar, în poarta echipei noastre, Gabi Lazar. Taciuc din nou pasă prea încet dată și dau posibilitatea ajutorului pentru un nou contraatac. Taciuc trimite înapoi portarului Gabi Lazar. Continuă să plouă la Jud. Strătilă. O acțiune pe partea dreaptă a Focșanului. Strătilă încearcă o combinație cu Oprea și un șut. Strătilă de la 25 de metri pe partea dreaptă peste poarta Judenilor. 0-0, doamnelor, domnilor, domnilor. Aici pe stadionul municipal din Jud, în întâlnirea amicală de fotbal de astăzi, 17 august 2022, dintre CSM Jud și CSM Focșani. Parcă s-ar opri și ploaia. Ar fi nemaipomenit. Terenul acum arată mult mai bine. Oricum, felicitări gazdelor pentru organizare. Atât suprafața de joc, cât și în tribune curat. Totul pregătit pentru un meci de fotbal de nivelul partidei de astăzi. Atacă Focșanul. Acține partea stângă, Taciuc. Taciuc în careu. Nu rămâne la minge. Nu este fault. Centralul partidei arată balonul. S-a jucat mingea. Continuă Focșanul să atace pe partea stângă. Nu este lovitură liberă. Iese ajutul din apărare. Obține pe centru, dar reușim să recuperăm. Stoica, fundaș dreapta, trimite portarului Gabi Lazar. Și reluăm atacul pozițional. Gârdea, Negoiță. Gârdea schimbă cu Panaite. 0-0, minutul 4 al întâlnirii și mingea ajunge la portarul Dogaru, Robert.
fostul portar al echipei CSM Focșani și CSM Bacău, acum portarul al județenilor. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă spuneam de Ricora, noul nostru partener, iese Gabi Lazar din poartă, cam riscant, reușește să rezolve problema acolo, putem pe partea dreaptă. O acțiune pentru Focșani pe dreapta, Strătilă intră în careu, scoate balonul înapoi și gol pentru Focșani. 1-0, minutul 5. Strătilă centrează înapoi pe jos. Să nu greșesc, cel care a marcat, imediat o să vă confirm cine este jucătorul care a înscris de la Focșani. Cred că Zaharia, dar vă rog să mă lăsați să mă edific cu ploaia și cu... Cred că Zaharia este cel care a centrat, a reușit să înscrie cu latul lângă bara din dreapta lui Dogaru, din centrarea lui Strătilă. 1-0 Focșani, minutul 5. Taciuc încearcă o pasă diagonală pentru Strătilă, dar din nou reușesc jucătorii gazdă să recupereze balonul. O acțiune pe partea stângă. Aruncare de la margine pentru Ajud, pe direcția de atac, pe banda stângă a Ajudului. Teren la Ajud regulamentar, dimensiuni aproape de dimensiunile maxime, cu vreme care ne pune acțiunea Ajudului în careu, dar intervine Gârde acolo, nu a putut fi driblat. Scorul rămâne 1-0 pentru Focșani. Acțiune pe partea dreaptă, urmărește Oprea balonul și vom arunca de la margine. Fundașul central al Ajudului alunecă și trimite mingea în afara terenului. Out pentru Focșani. 1-0 CSM Focșani din minutul 5 în întâlnirea cu CSM Ajud. Aici la Ajud plouă în continuare și încercăm să facem față condițiilor. Atacă Focșanul. Pierdem balonul. Taciuc pe partea stângă. Un șut blocat acolo. Negoiță. Zaharia. Taciuc. Panaite. Strătilă încearcă un 1-2 acolo cu Oprea. Rămânem la minge. Taciuc pe centru. Blocat Taciuc acolo și este fault în atac. Lovituri libere pentru Ajud. Iată și pe antrenorul celor de la CSM Ajud, Gianni Florian. Și Marius Bratu, antrenorul echipei noastre, în prim plan. Aruncare de la margine pentru Ajud, după ce Zaharia blochează această minge. 1-0 pentru Focșani. O vreme ploioasă. Terenul deja s-a îmbibat consistent cu apă. Aruncă Ajudul de la margine. Taciuc pentru Zaharia, nu este offside. Dascălu o pasă în careu, șut pe colțul scurt, respinge Dogaru. Ocazie mare din nou pentru Focșani. Minutul 9 al primei reprize.
1-0 CSM Focșani, întâlnire amicală cu CSM Argeș. Un meci care nu s-a mai jucat de foarte mult timp, chiar și amical vorbind. Opțiunea Focșanului, o pasă într-o oprea, dar prea lungă și prinde portarul Dogaru. Oricum, Argeș în această ediție de campionat care va începe la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, în Liga 4 din Vrancea, are obiectiv foarte bine stabilit promovarea, barajul de promovare pentru Liga 3. Apropo de barajul de promovare Liga 3, domnilor, domnișoarelor și domnilor, la orele 15 astăzi a început la Federația Română de Fotbal o ședință la sfârșitul căreia probabil vorbeam cu cineva din anturajul echipei Victoria Gugești. Undeva pe la orele 19, dacă vom afla un verdict. Aici plouă, dar nu numai că plouă, a început să bată tare și vântul. Vom afla verdictul cu Victoria Gugești dacă va promova în Liga 3 în urma contestației făcute în partida retur jucate la Gugești cu Victoria limpeziși. Așa cum spuneam și în ziarul Sportul de Vrancea, sunt șanse foarte mari, foarte mari ca echipa din Gugești să evolueze după aproape 30 de ani din nou în Liga a 3-a. Ar fi frumos și pentru cei din comuna Gugești și pentru cei din județul Vrancea să avem două echipe în Liga a 3-a, seria a 2-a. În această seară, dacă nu cel târziu, mâine, Gugeștiul va ști ce se va întâmpla cu viitorul sezon. Delegații echipei din Gugești spuneau, în cazul unui verdict nefavorabil, vor face apel în continuare, au toate dovezile și toate argumentele să lupte până la capăt pentru o promovare regulamentară meritată. Să revenim aici la amicalul de la Argeș. Atacă Focșanul, este offside pe partea dreaptă. Marius Bratu a făcut două echipe pentru partida de astăzi, ceea pe care o avem acum în teren. Și în mod sigur, în a doua repriză vom mai avea parte de o altă echipă, după ce am observat pe foaia de joc o deviere aici a Argeșului, dar recuperăm prin Taciuc. Da, bate vântul din ce în ce mai tare. Rămâne Focșanul în atac pe partea stângă. Avem corner în minutul 13 al primei reprize. 1-0 pentru CSM Focșani, echipament alb. Corner de pe partea stângă pe care îl va executa Zaharia. Pe colțul scurt resping al judenii. Aruncă Neguiță până la Tascălu. O minge în centru înapoi pentru Panaite. Pasă în adâncime pentru și reușește și prinde portarul Dogaru exact pe linia de 16 metri. Frumos plonjon pe al lui Robert, care prinde balonul și va degaja acum. O face cu piciorul de jos. Îl
Lovitură liberă pentru Focșani. Recuperăm Taciuc pe centru. Un șut Taciuc puternic, dar prinde Dogarul pe jos. Rămânem în atac. Și un șut peste poartă al Focșanului din 18 metri. Cu vântul trebuie șutat pe jos, pentru că altfel vântul joacă peste, schimbă traiectoria balonului. Degajat Robert Dogaru, în continuare 1-0 pentru CSM Focșani, prin gol scris de Zaharia din centrala lui Strătilă. Lupu Ștefan, fostul capitan al Focșanului, acum este capitanul adjutului. Lupu de la Inițio, Lupu de la Futsal, de la Sportul Ciorăși și acum Lupul de la Jud. De fapt nu a venit singur aici, a venit și cu al doi colegi pe care i-a avut și la alte echipe. Este Taciuc cu minge la picior. Zaharia pierde balonul, oferă mingea judenilor. Sergiu Gârdea schimbă jocul pe partea dreaptă, acolo se află Stoica, fundaș dreapta, Strătilă. Strătilă, centrare pe 6 metri și resping ajudenii în afara terenului. Este aruncare de la margine de pe partea dreaptă pentru Focșani. A executat Stoica. Nu? Ce spune, este corner. Corner Focșani. Pe jos, respingă judenii și aruncare de la margine. 1-0 pentru CSM Focșani. În amicalul de la Jud din 17 august 2022, acțiune pe partea dreaptă, Strătilă. Recuperați Judul și este aruncare de la margine. Focșani la 35 de metri de pe partea dreaptă pe direcția de atac, s-a reluat jocul. Strătilă, faulta Strătilă, are lovitură liberă pentru Focșani. Nu mai plouă pentru moment, dar vântul în continuare bate puternic aici la Jud, dinspre Bacău. Lovitură liberă. Pe 6 metri pe scurt. Și iese portarul Dogaru și prinde din fața lui Panaite. Degajează Dogaru într-un contraatac. Apenciucesei în poarta echipei noastre. Alex a strigat și antrenorul Marius Bratolel, joacă simplu. Recuperăm pentru un moment. Ajută un atac. Lovitură liberă pentru Ajut. Faultat Ștefan Lupu, capitanul echipei, de către Zaharia. Lovitură liberă Ajut de la 40 de metri de poarta lui Apenciucesei, de pe partea dreaptă.
Ștefan Lupu la minge, căpteanul la judului va executa această lovitură liberă. Da, o face pe 11 metri. Reușim pentru moment să respingem. Contraatac, Oprea pe partea dreaptă. O diagonală pentru Dascălu. Zaharia, Zaharia intră careu. Zaharia pe centru. În centru, șut! Respinge Dogaru și Irosimo, mare ocazie. Zaharia singur în careu. Trimite mingea exact în portarul Dogaru. 1-0 în continuare pentru Focșani. În întâlnirea cu CSM Giurgiu. Pentru echipa noastră Zaharia, minutul 5 din centralul lui Strătilă. Nu se dă fault acolo la acțiunea Fucșianului. Recuperează Giudul și pasează în apărare. Mingea ajunge la portarul Dogaru. Corner Focșan, pe scurt, Taciuc, centrare. Care de la margine Focșan. Înainte, Dascălu schimbă jocul. Zaharia, centrare, fault în atac. Lovitură liberă pentru Ajut din 10 metri. A executat Dogaru rapid. În minutul 23, 1-0 pentru CSM Focșani din minutul 5. Dascălu, Taciuc, lovituri liberă pentru CSM Focșani și cartonaș galben acolo. Nu pot să dau seama, cred că este Ștefan Lupu cel care a luat galben. Ștefan Lupu de la acest meciot. Doar picură, dar vântul își face de cap în continuare aici la Giot. Nu ne lasă să ne facem treaba așa cum trebuie. Urmărim această lovitură liberă pe panda dreaptă. Executat scurs, Strătilă. Centrare!
intervin fundașii adjudeni. Aici în municipiul Adjud. Iată, Gărdea a trimite mingea în afara terenului. Rămâne Adjud în atac. La intrarea dinspre Bacău, în municipiul Adjud, la primul giratoriu, avem un simbol al orașului, o locomotivă. Pentru cei care n-ați mai trecut de mult prin Adjud, interesant acest lucru. O pasă Adjudului pe partea dreaptă și scapă balonul în afara terenului, aruncăm prin Negoiță. Oprea. Panaite trimite portarului Banu, mingea ajunge la Gârdea, Negoiță. O pasă greșită a lui Gârdea. Panaite trimite în afara terenului, aruncare de la margine pentru CSM Adjud. Minutul 26 al primei reprize, 1-0 pentru CSM Focșani. Din minutul 5. Și Negoiță trimite în afara terenului, este out pentru Adjud. Centrare. Prindea pentru Cesei. Ieșim în atac pe partea dreaptă, Strătilă. Și este out pentru Adjud. Mingea părăsește suprafața de joc pe partea dreaptă la acțiunea lui Strătilă. Aruncare de la margine, ce se numește Adjud. Sunt ceva spectatori aici alături de noi. Ne avem aici în tribună spectatori de aici din Adjud, iubitori ai fotbalului. Atacă Adjudul. O echipă mult schimbată față de campionatul trecut, CSM Adjud, cu un antrenor nou care își propune să ajungă la barajul de promovare pentru Liga a 3-a, cum vă spuneam mai devreme. Este clară intenția. Puține echipe, cu excepția Gugeștiului și a Adjudului, care în momentul acesta sunt la un nivel mult mai ridicat față de nivelul campionatului județean. Focșanul încearcă o acțiune pe centru, dar recuperează adjudenii, Dogaru. Taciuc pe centru, schimbă jocul pentru Strătilă. Strătilă, margea cred 16 metri, din nou în care o Strătilă. Strătilă fentă, centrare. Resping adjudenii. Rămâne în atac Focșani, Oprea, o pasă pe centru, Taciuc, șut Taciuc peste poarta lui Dogaru, rămâne 1-0, minutul 29 și e mai frig decât a fost zile trecute, s-a schimbat anotimpul, e ceva de toamnă, de iarnă, cam frig. Dar rezistăm și noi și jucătorii. 1-0, se rea jocul de către Adjud din careul de 6 metri. Mâine avem handball polivalent, amical, Lupii Vrancei. Vă invită la o partidă amicală în Catedrala Sportului Vrâncean, ultima înaintea debutului în Liga Zimbilor 2022-2023.
mâine 16:30 sala sporturilor, Catedrala Sportului Vrâncean, sala sporturilor Alin Moldoveanu din Focșani, vă așteaptă intrarea liberă, cum ne-a declarat președintele secției de handbal Marius Partene. Până atunci revenim la fotbal, astăzi echipa de fotbal a Focșanului se pregătește în penultimul amical. Ultimul amical va fi pe 20 sâmbătă cu Ceahlăul Piatra Neamț, dar nu știm încă unde. Dacă va fi la Focșan sau la Piatra Neamț, pentru că țintarul se va ști de-abia vineri. Centrare în care au țintarul pentru Liga a 3-a, seria a 2-a, îl vom ști vineri. Federația Română de Fotbal va anunța vineri țintarul etapei 1 din campionatul 2022-2023, când vor ști dacă vom juca în deplasare sau în, sau acasă pe Milcovul, și atunci împreună cu Ceahlăul Piatra Neamț vom stabili dacă vom juca amicalul, ultimul amical din 20 august pe Milcovul sau în deplasare la Piatra Neamț. Acum avem corner de pe partea dreaptă, centrare pe jos, resping al județenii din colțul care de 6 metri, o execuție slabă acolo, mingea de pe a ajuns în care centrare acum. De fapt, un șut centrare să-l surprindă pe Dogaru, dar mingea trece pe lângă poartă, rămâne 1-0. CSM Focșan conduce la adjut în acest amical din minutul 5. Și aici, în continuare, a revenit și ploaia, a revenit și vântul, e din ce în ce mai frig. N-avem cabina de transmisie, n-avem alte condiții decât să ne luptăm cu vremea și să încercăm să vă asigurăm dumneavoastră cât mai multe informații de aici, de la adjut. Din această partidă, mulțumim celor care s-au abonat până acum la canalul de YouTube SDVTV și mulțumim anticipat celor care se vor abona. Vă invităm să o faceți, este gratuit pe canalul de YouTube SDVTV, doar un click și v-ați abonat și veți fi informați despre fiecare transmisie live și emisiune SDVTV. Da, a revenit ploaia din ce în ce mai tare. Recuperează Focșani în echipament alb această minge. Atacă Focșani pe Tăciuc pe partea stângă. Centrare pe jos în Careu. Negoiță recentrare. Strătilă Careu. Blocat Strătilă în momentul șutului. Nu reușește Strătilă să scrie. Contraatac adjut. Dar Gârdea trimite în afara terenului. Acțiuni în 30 de secunde la ambele porți. Un jucător care este la pământ. Vedem ce va hotărâ arbitrul, dacă intervine medicul. Nu, se rea jocul. Respinge Focșanul pentru moment. O recentrare a ajutului. Iese Stoica acolo și reușește să respingă Mazilu. Minge la fundaș și centrale a ajutului. Tăciuc. Tăciuc. Stoica. Gârdea. Gârdea, Panaite. Atacăm pozițional. Dascălul trimite pe dreapta. Centrare Strătilă. Ocazie extraordinară din 6 metri. Oprea nu reușește să trimită cu capul
în poarta lui Dogaru și mingea este în afara terenului. 1-0 în continuare pentru CSM Focșani în întâlnirea amicală de la Giud, prin golul înscris în minutul 5 de Zaharia, mijlocașul stânga, numărul 15, voi verifica la pauză. Din centrala lui Strătilă se pregătește Dogaru să degajeze portarul la Giudului. Noi suntem un pic uzi până la piele. Taciuc. Mingea rămâne în teren. Un jucător al Giudului se la pământ, schimbă ghetele. Minutul 35. Strătilă pe partea dreaptă. Rămâne la minge. Centrare. Și acum o oprea, trimite cu capul peste poarta lui Dogaru. Rămâne 1-0. Sperăm a doua repriză să nu mai avem ploaie, ci soare. Dogaru degajează și este permis intrarea jucătorului care ieșise pe marginea terenului. S-a reluat jocul, ajutul la minge. Lupu trimite, încearcă să trimite pe partea dreaptă. Taciuc, Gârdea, Negoiță, trimite lui Zaharia. A doua echipă a Focșanului iese la încălzire. Taciuc. Taciuc este faultat de fundașul dreapta al Giudului, lovitură liberă Focșani de la 35 de metri de poarta lui Dogaru pe partea stângă. S-a reluat jocul. Acțiune de partea dreaptă, centrare și corner Focșani. Corner de pe partea dreaptă. Pentru 38. Și plouă în continuu la Giud. Peste 3 zile, ultimul amical înaintea debutului oficial. Centrare și este gol. Dascălu, cred că am scris. Din centrala lui Strătilă, nu știu, așa cred. A primit câteva palme de felicitare peste cap. 2-0, minutul 39. 2-0, CSM Focșani conduce pe CSM Giud în acest amical. Pe ploaie și vânt. Combine echipa noastră, Gârdea, Taciuc. Zaharia, dacă nu greșesc, sau nu știu, Mazilu, dar o să mă edific la pauză. Ataca Giudul. Acțiune pe partea dreaptă, dar intervine
la timp Taciu, care trimite portarul la Princesei, care a degajat lung. Atacat Judul și echipa a doua se află la încălzire, vedeți în spatele porții lui Dogaru. Va rula tot lotul Marius Bratu astăzi la acest antrenament, la amical antrenament. Acțiunea Judul în 16 metri. Șut și gol. Gol Judul. Ce gol sec, gol turcesc, numărul 11, dacă nu greșesc, nu? Lupu Ștefan. Nemarcat jucătorul Judean în colțul carelui de 16 metri. N-a mișcat Apencicesei la șutul ăsta, dar nici Stoica nu a făcut marcaje acolo. Prea liber a fost Ștefan. Cred că Ștefan a scris Lupu. Da. Iau marjă și cu scuzele de ricoare, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, datorită condițiilor, cer îngăduință. Cu 2 la 1, minutul 41 reduce din diferență CSM Adjud. Gârdea. Atacă Focșanul. Egoiță. Dascălu. Taciuc schimbă pe partea dreaptă. Trătilă. Trătilă în teren. Și un șut cu stângul. Puțin pe lângă poarta lui Dogaru. Ce a încercat Trătilă acolo. O bijuterie. Dar puțin a trecut balonul pe lângă bara din dreapta porții lui Dogaru. 2 la 1, minutul 42 din prima repriză. Degajează Dogaru. Da, cred că numărul 16 este Zaharia. El a înscris pentru Focșani primul gol. La 1, CSM Focșani conduce în prima repriză, minutul 43, 2 minute regulamentare din prima repriză, vedem dacă se vor acorda și prelungiri. Panaite, Taciuc, Zaharia și o minge care iese în afara terenului, au de poartă, va repune Judul. Iese Judul în apărare pe partea stângă, Nistor. Recuperăm. Taciuc. Taciuc, oprea. Strătilă. Șut Strătilă, bară. Zaharia. Șut Zaharia pe lângă poarta lui Dogaru. O bară a lui Strătilă în minutul 44. Și ploaia revine la Judul cu intensitate. Doi la 1 pentru CSM Focșani în întâlnirea cu CSM Adjud și ne apropiem de finalul celor 45 de minute, să vedem dacă vor fi prelungiri.
Degajează Dogaru. Recuperăm Zaharia. Zaharia la minge, blocat. Oprea. Greșește Mazilu. Și o pasă în afara terenului Arjudului. Zaharia. Taciuc. Neguiță. Și fluier final al primei reprize, 2-1 la pauză, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, în întâlnirea amicală între CSM Arjud, echipa negru și CSM Focșoară. Ne revenim după aproximativ 10 minute aici pe stadionul municipal din Arjud cu informații noi din a doua repriză. Rămâneți alături de SDV TV, Ricora, Umoserv și Viorela Internațional, parteneri oficiali ai SDV TV. Fie vreme bună, fie vreme rea, SDV alături de dumneavoastră, iubitorii fotbalului din Franța și nu numai, cu dedicație specială pentru diaspora care a venit acasă sau diaspora care nu a venit acasă. Revenim după 10 minute de pauză.
Domnul domnișoară și domnule, revenim pe stadionul din Adjud, fluier de începere la repriza a doua, 18:55 de minute. 2-1 la pauză pentru CSM Focșani în echipament alb în întâlnirea. Iată și un grup de copii aici care vă face cu mâna. Îi salutăm pe toți cei care iubesc Adjudul din Vrancea sau din diasporă. Dănuț Anghel, salutăm și noi. Într-adevăr, Dănuț are amintiri frumoase de aici, de pe stadionul din Adjud. Îl salutăm, multă sănătate, Dănuț, și tuturor celor care urmează această partidă. Revenim aici, pe stadionul municipal, iată-l pe noul antrenor al echipei Adjudului, Gianni Florian, care dă mingea lui Neguiță, care aruncă de la margine, schimbări în ambele echipe. Iată-l pe Ionuț Manu, care a intrat la Focșani. Neguiță trece fundaj dreapta, în atac Paizan, combină pe partea dreapta, a intrat și Paizan, combină cu Manu, aruncare de la margine pentru CSM Focșani, de pe partea dreaptă o va face Neguiță. Vă voi spune imediat și care sunt ceilalți jucători care au intrat pe parcursul pauzei în repriza a doua. Panaita a rămas în teren, iată, combină cu Gârdea, fundaș și centrale au rămas până acum în teren. În poartă a intrat Sorin Preda, care, iată, îi pasează lui Panaite. Intră Sorin Preda în poartă. O pasă a lui Panaite pentru Predoiu și el a intrat acum la pauză. Ștefan Lupu, o pasă în adâncime foarte bună, dar intervine acolo fundașul stânga, Damache. Iată-l și pe Mihai Lung în prim plan, managerul echipei din Adjud, salutat de copii. Da, în proporție de peste 95% tot ceea ce se întâmplă acum la Adjud cu această echipă îi se datorează acțiunea a Adjudului pe partea dreaptă. Periculoasă, degajează Panaite pe partea dreaptă, vine Manu. Panaite în centru, Băjenaru. O pasă acolo la un 2 pentru Danila. Danila a intrat mijlocat stânga. În atac Predoiu, Paizan, Danila mijlocat stânga, mijlocat dreapta Manu, la mijloc Băjenaru a intrat și cu la mijloc a rămas Mazilu în teren. Panaite, Băjenaru trimite pe partea stângă, Băjenaru pentru Damache. Și loviturile pe Focșani, faultat Danila pe partea stângă, pe direcție de atac a Focșanului, la 25 de metri lateral stânga, pe direcția de atac a Focșanului, de poarta lui Dogaru. Loviturile pe periculoase pentru Focșani, să vedem cine va executa. De la 1 pentru Focșani, scor stabil la pauză acum. Loviturile liberă pentru Focșani. Centrare Careu! Și prinde portarul Dogaru. Repune imediat Dogaru Nistor. Un dribling Nistor depozitat de Manu. Manu intră în Careu. Alunecă, din păcate, alunecă și mingea iese. Nu, nu iese. Paizan la minge. Paizan în Careu. Și fault. Se dă lovitură liberă pentru Adjud. Terenul a plouat aproape toată repriza întâi, este imbibat cu apă. Și este destul de greu de controlat balonul pe acest teren ud în acest moment. Adjudul iese din apărare cu mingea jos. O pasă lungă pe partea dreaptă, intervine Panaite, care trimite portarul lui Preda. Gârdea și Neguiță pe banda dreaptă, care trimite singur în afara terenului. Aruncare de la margine pentru Adjud. Execută Nistor.
Lupu. Recuperăm la centru prin Bajenaru. Mazilu, Bajenaru. Paisan. Gârdea. Damache. Paisan 1-2. Damache. Mazilu. Gârdea. Bajenaru. Bajenaru. Bajenaru în centru. O pasă pe jos pentru Predoiu, dar degajează Ajudenii foarte bine, a încercat Băgenaru, Manu, Manu cu mingea la picior. Paisan, Predoiu, din nou Paisan în careu, șut și gol scris de Paisan, minutul 6 al celei de-a doua reprize, minutul 51, 3-1 pentru Focșani, o combinație foarte frumoasă, Paisan, Predoiu și șut în dreapta lui Dogaru, a lui Paisan. După o perioadă cu accidentare mai lungă, iată Andrei Paisan revine cu gol în amicalul de la Giot, 3-1, minutul 51 pentru CSM Focșani, prin golul înscris de Zaharia, Dascălu și Paisan. Se rea jocul, Ajutul la minge. În echipament negru, atac a doua repriză de la dreapta spre stânga. Mai multe amănunte despre cele două formații cu cele două schimbări cu făcute de cele două echipe la pauză. Vă voi comunica, încerc până la sfârșitul meciului, dacă nu veți găsi în ziarul Sportul de Franța toate înlocuirile și toate schimbările făcute de cei doi antrenori. Voi verifica la sfârșitul meciului cu cei doi antrenori toate înlocuirile pentru a nu greși nimic din această partidă. Panaite urcă, repet, penultima pentru Focșani partidă amicală de pregătire a sezonului, pentru că sâmbătă va fi cu Ceahlăul Piatra Neamț. Acum Danilo, o centrare șutată, dar nu este nimeni, minge este în afara terenului. Va fi ultima partidă sâmbătă cu Ceahlăul Piatra Neamț în funcție de țintarul de vineri pe care Federația Română de Fotbal îl va stabili pentru echipele de Liga a 3-a. Și atunci, dacă Focșani va juca acasă sau în deplasare, va încerca să negocieze cu Ceahlăul pentru a juca pe Milcovul, dacă vom juca prima etapă acasă sau în deplasare la Piatra Neamț, dacă vom juca în deplasare. Acum depinde și de Ceahlăul, care se află în seria 1, cum va fi țintarul lor. De posedează foarte bine Negoiță. Negoiță la minge, Predoiu. Predoiu încearcă un 2 cu Negoiță, dar este blocat Negoiță acolo. N-a mai putut să ajungă la acea pasă a lui Predoiu la 1-2 și degajează Ajudul. Noi am fi trebuit să jucăm și pe 13 o partidă amicală cu Ceahlăul, dar Florentin Petre, antrenorul echipei Ceahlăul Piatra Neamț, combină Manu pe partea dreaptă cu Negoiță, cu Manu la minge, carul de 16 metri, centrare pe jos, Manu, Predoiu, și este 4-1, scrie Predoiu din centrarea lui Manu. A fost o deviere a lui Predoiu în portarul Dogaru, acesta nu a putut să prindă și Predoiu revine la minge și înscrie 4-1 pentru CSM Focșani. Înscrie și Predoiu Mădălin în minutul 9 al celei de-a doua reprize, minutul 54 al meciului, 4-1 pentru CSM Focșani. Se pregătește o schimbare și la Jud, antrenorul Gian Florian și managerul Mihai Lungu. Nu se face acum această schimbare, ba da? Și se rea și jocul. A ieșit puțin și soarele, dar temperatura, vă spun, este puțin mai de toamnă. Ne-a luat prin surprindere. Ne-am pregătit de ploaie, anticipam, am urmărit buletinul meteo, dar
la acea temperatură nu ne așteptam, în sfârșit rezistăm până la capăt, acolo o pasă în careu Danilă, combina Paisan, în careu de și șut puțin peste bara, ba nu, este corner, a fost blocat acolo, am avut impresia că a șutat peste poartă, dar nu, a fost o deviere a unui fundaș, corner pentru Focșani de pe partea dreaptă, minutul 10 al celei de-a doua reprize, 4-1 pentru CSM Focșani în întâlnirea cu CSM Adjud, corner pentru CSM Focșani, echipament alb de pe partea dreaptă, va executa Băjenaru. Copii, gata, facem cu mâna acum la cameră, poftim, ia și strigăm Adjudu, hai Adjudu, hai Adjudu. Asta e galeria Adjudului, doamnelor, domnișoare, Zoru, centrare Paisan, foarte bine hands acolo, a fost un hands. Bravo copii, iată galeria, viitoarea galeria Adjudului, facem repetiție aici să ne încălzim. Adjudul încearcă o acțiune de atac, dar blocată pe partea stângă, aruncare de la margine pentru Adjud. Copii, mare bucurie să arunce mingea din nou în teren, amintiri pe care le vor avea toată viața de la amicalul Focșanilor, bravo copii. Aruncă Adjudul de la margine. Oricum, față de celelalte echipe din campionatul județean de Liga 4, Adjudul și Gugeștiul au un avans considerabil față de celelalte echipe. Nu știu, Panciu, la ce moment este al pregătirii lor, nu știu, poate Inițio, iată-l pe Lupu, apropo de Inițio, fostul jucător al lui Inițio. Dogaru, o pasă lungă a lui Dogaru pentru Popa, Ștefan Lupu, Neagu, încet, încet descoperim și echipa Adjudului, Trăistaru, Dorin Trăistaru, o pasă pe partea dreaptă pentru Istrate. Se mai pregătesc schimbări și la Focșani. Mazilu, Negoiță, Manu urcă cu mingea la picior, Negoiță, Băjenaru, o pasă pe jos la Băjenaru, dar blochează Nistor, Lupu, faultat Lupu, lovitură liberă Adjud, o pasă pe jos, până la Gherasimescu. Nistor, Lupu, și degajează Neagu, la nimeni, acolo este Panaite, Agbleta, jucătorul Francis, transferat de curând de la Adjud, este undeva pe partea dreaptă. Și mingea este în afara terenului. Repune Adjudul. Schimbare, intră Damache în locul lui Negoiță, iese Stoica, iese Negoiță și intră abia Boieru și Damache. Manu Stoica trece fundaș dreapta, Negoiță a ieșit, acum iese Panaite și intră abia Boieru, deci a intrat. Recuperează Paisan foarte bine acolo, Băjenaru. Pasă pe partea dreaptă până la Manu. Manu la margine care 16 metri, Predoiu, și este 11 metri, faulta Predoiu, luat cu totul.
11 metri Focșani se pregătește să execute Ionuț Manu. În poartă Robert Ogaru și Manu Ionuț, cel care va executa. Se îndreaptă spre balon și șut pe centru. Centru porții lui Dogaru, 5-1 pentru CSM Focșani. Prin golul în instituție de Zaharia, Dascălu, Paizan, Predoiu și Manu. 5-1 la Jud și vor mai fi schimbări. S-a reluat jocul, plouă cu soare, acum la Jud. Până acum a plouat fără soare, acum plouă cu soare. S-a reluat jocul, Nistor. Trimite partea dreaptă. Și o lovitură liberă acolo, Danilă faultează pe fundașul dreapta al Jud-ului, la centrul terenului. Pressing al Focșanului. Lupu trimite înapoi. Combină fundașii noștri, mingea ajunge la portarul Sorin Preda. Abia Boierul luftează și intervine Stoica, Manu, Mazilu. Manu și este Hens la intervenția cu mâna lui Neagu. Cartonaș galben, lovitură liberă Focșani pe partea dreaptă. Cred, dacă nu greșesc, arbitrul de centru este Cristi Voicu, sper să nu mă înșel, asistentul, singurul asistent de ligă al arbitrajului Vrâncean, arbitrează la centru acest amical. Ataca Focșanului, Paizan pasă pentru Stoica, care centrează foarte bine în careu de 16 metri, respinge Dogaru pentru moment, tras de mână Dogaru, revine Paizan, combină cu Predoiu, Predoiu la minge, scoate înapoi Mazilu, Mazilu trimite partea dreaptă pentru Manu, Focșanul rămâne în atac în băluire a lui Stoica, Stoica la minge, centrează Stoica, resping pentru moment Predoiu, singur în careu acolo de 16 metri, pe marge, centrare, înapoi aleargă Danilă, alunecă și degajează pentru moment echipa Jud-ului, dar nu, rămâne Focșani în continuare în atac. Danilă la minge, Danilă 1-2 cu Paizan, Danilă la minge, Danilă intră și este Paul, da, lovitură liberă, indirectă de la marginea careului de 16 metri pe partea stângă pentru CSM Focșani. Cinci la unu. Specialitățile locale alături de fotbal și asta este un lucru foarte bun. Paizan trimite înapoi pentru Băjenaru, Băjenaru controlează balonul. O pasă foarte bună pentru Stoica, singur Stoica, aproape intră careu de 16 de centrare pe jos, dar nu este nimeni acolo. Degajează gazdele, abia Boieru,
Bazilu. Gârdea. Paisan trimite lui Panaite, Mazilu. Nu, a fost Gârdea, abia Boieru, Stoica, Manu, Predoiu, din nou Manu. A încercat o combinație cu Predoiu. Ștefan Lupu. O pasă pentru Nistor. Lupu se luptă pentru balon cu Manu și este lovitură liberă pentru CSM Adjud. Revine Cristi Voicu. S-a bătut repede această lovitură liberă de către Nistor. Combina Adjudul, Neagu. Neagu trimite lung pe partea dreaptă. Acțiune periculoasă a Judului. Dar recuperăm. Danilă. Predoiu. Manu. O centrare, dar prinsă de portarul Dogaru. A încercat Manu să-l găsească pe Băjenaru. Reboiero, Manu, Predoiu. Nu este fault. Lupu. Depozedează Focșanul și mingea ajunge la portarul Sorin Preda, minutul 23 al celei de-a doua reprize. Focșanul la minge. Damache, Predoiu. Băjenaru. Stoica. Manu. 5-1 pentru Focșani și Focșani un atac. Băjenaru. O pasă pentru Predoiu. Predoiu. O centrare. Lasă Paisan mingea pentru Damache, dar alunecă. Damache recuperează Adjudul. Pressing al Focșanului, vine Predoiu. Neagu se descurcă acolo. Dogaru. Neagu. Nistor. Care trimite lung de linie. Atacă Adjudul și abia Boieru trimite în afara terenului. Aruncare de la margine pentru CSM Adjud. Nistor trimite înapoi lui Neagu. Bleta n-a mai atins mingea de mult. Atacat Judul. 16 metri. Ștefan Lupu. Acbleta în sfârșit. Paisan. De partea stângă. Danilă. Predoiu și schimbă Băjenaru pentru Manu. Stoica, centrare pe jos. Manu.
11 metri scos de Paizan, a faultul lui Nistor. Acțiunea lui Paizan acolo între doi jucători, dar Nistor n-a putut să-l oprească decât prin fault în careul de 16 metri și 11 metri la scorul de 5-1 pentru CSM Focșani. Va executa pentru Focșani. Danilă, cred. Bară, nu este gol. Și fault acolo făcut tot de Danilă. Se rea jocul pe partea dreaptă a Judul. Scorul rămâne 5-1. 11 metri ratat de Focșani. Danilă a trimis în bară. Manu. Păjenaru. Mazilu. Schimbă jocul pe partea stângă, Damache. Băjenaru îl vede din nou liber pe Manu pe partea dreaptă, dar din păcate Manu nu controlează balonul în terenul lud. Și alunecă mingea și ies în afara terenului. 5-1 în continuare pentru CSM Focșani. Minutul 27-28, intrăm minutul 28 al celei de-a doua reprize, 5-1. Mingea la jucătorii ajuteni în echipament negru. Agbleta pierde acolo balonul la pressingul lui Paizan, dar mingea nu mai ajunge la predoiu. Rămânem în atac în continuare în jumătatea gazdelor. Pressing predoiul la portarul Dogaru. Și se aude poartă la pressingul lui Paizan acolo în minge în afara terenului. 5-1 și intrăm în ultimul sfert de oră al meciului și în continuare plouă la Jud. Să fie cu noroc ploaia și pentru CSM Giurgiu și pentru CSM Focșani în viitorul campionat. Spunea cineva pe chatul transmisiei și ploaie de goluri. Da, într-adevăr, și Giurgiul a mai avut ocazii și Focșani puteau fi mai multe goluri, dar fiecare antrenor își vede problemele pe care le are de rezolvat. Asta este cel mai important lucru. Golurile să fie cele care să aducă punctele în campionat, alea sunt cele mai importante goluri. Și este corner pentru CSM Giurgiu de pe partea dreaptă. Minutul 30 al celei de-a doua reprize. Cum vă spuneam, intrăm în ultimul sfert de oră al partidei. 5-1 pentru CSM Focșani în întâlnirea cu CSM Giurgiu și avem acum corner pentru CSM Giurgiu de pe partea dreaptă pe direcția de atac. Adică de la colțul care duce spre tabelul, spre tunelul, spre vestiare. Corner executat pe colțul scurt. Rea cu capul un jucător giurgiudean puțin pe lângă bara din stânga lui Preda. Dar scorul rămâne același, 5-1. Giurgiul are o istorie și o tradiție frumoasă și nu degeaba, nu întâmplător își dorește să revină în Liga a treia. Paizan acum la minge. Păjenaru, Mazilu, Stoica. Suntem în centru, Păjenaru, Mazilu.
O pasă pentru Manu. Manu pe dreapta, Manu intră careu. Scoate înapoi. Și șuta lui Mazilo blocat de Nistor. Continuă Focșanu în atac. Paizan trimite înapoi, Manu combină, Manu intră în careu de 16 metri, Manu pe dreapta, Manu pe jos și Predoi înscrie 6-1 pentru CSM Focșani în întâlnirea amicală de la Jud. N-a intrat din 11 metri puțin mai devreme, Danil a trimis în bară, dar e un copil de 2006 care este tânăr, promite și va înscrie și el golul pentru Focșani. Dar acum înscrie Predoiu din acțiunea excelentă a lui Manu de pe partea dreaptă, 6-1. Și vă invităm de pe acum sâmbătă la ultimul amical cu Ceahlăul Piatra Neamț, să vedem unde se va juca, la Focșani sau la Piatra Neamț. Ajutul își va continua pregătirea, probabil vor mai avea meciuri amicale. Ajutul visează la o promovare la anul, dar Bugeștiul o are aproape ca și asigurată, pentru că în această seară, în jurul orelor 19, ar trebui să aflăm verdictul din partea Federației Române de Fotbal. Paizan trimite lui Danilă, Danilă care schimbă jocul pe partea stângă, Damache. Băjenaru, o pasă pentru Predoiu. Băjenaru, Mazilu, Paizan, abia Boieru, Gârdea, schimbă jocul pentru Stoica, Manu, Predoiu, Stoica și este Hand, făcut de Nistor, lovitură liberă pentru Focșani. Minutul 33 al celei de-a doua reprize. Păjenaru, Stoica, pe jos pentru Predoiu. Și din nou Danila acolo nu reușește să-l învingă pe Dogaru. Rămâne scorul 6-1. Aruncă Manu. Băjenaru. Abia Boieru. Manu. Mazilu. Stoica. Gârdea, din nou Băjenaru, Predoiu și primește Stoica pe partea dreaptă. Nu controlează balonul, este deposedat, revine Mazilu. Băjenaru, Stoica, Manu, Stoica. Centrare pe lung. Damache nu reușește să recentreze, dar rămâne la minge Danilă, Băjenaru. Și Băjenaru trimite în afara terenului, 6-1. Arunca, repune la mingii din 6 metri pentru CSM Ajud. Acum când suntem în minutul 36 al celei de-a doua reprize, 6-1 pentru CSM Focșani în întâlnirea cu CSM Ajud. L-am avut din câteva momente și pe primarul municipiului Ajud aici la stadionul municipal din Ajud. Este un exemplu dat, încă un exemplu dat pentru mulți edili din județul Vrancea care ar trebui să vină mai aproape de fotbal. Sunt destui care sunt aproape de fotbal, dar
sunt și foarte mulți care au uitat de acest fenomen social care este fotbalul. Neagu trimite înapoi portarului Dogaru. Respinge Gârdea. Pressing făcut de Predoiu, Dogaru, Neagu, care trimite lung în afara terenului. Minutul 37 al celei de-a doua reprize. Condițiile de joc și-au pus amprenta și asupra spectacolului, dar și asupra jocului celor două echipe. În prima repriză a plouat în continuu. Acum culegem roadele, terenul ud. Mazilu nu controlează balonul și pierde mingea. Lovitură liberă pentru Adjud. Lovitură liberă pentru Adjud, executată repede de Nistor. Agbleta, Neagu. Portarul Dogaru. Ba nu, cred că a fost schimbat Dogaru. Este portarul de rezervă al Adjudului. O pasă pe partea stângă. Dar este offside. Fluier... arbitrul Cristi Voicu. Poziția de offside. Lovitură liberă pentru CSM Adjud. Minge trimisă lung pe care urmărește Predoiu. Pressing, Manu recuperează. Manu, Manu la mici centuri de careului, Manu! Manu, nu îl învinge Manu pe portarul de rezervă Judean. Rămâne Manu la minge și trimit în corner până la urmă Judenii. Rămâne 6 la 1. Atomei Mihai este portarul care l-a înlocuit pe Dogaru. Mihai Atomei apără în fața lui Manu. Rămâne 6 la 1. Corner, Focșani execută Băjenaru. Pe jos, înapoi, vine Stoica, centrare, respingă Adjudenii și prinde Atomei, care degajează cu piciorul lung și iese Preda Sorin și prinde această minge, repune Preda cu mâna până la Mazilu, Stoica, Băjenaru. Mazilu încearcă o pasă, Mazilu, dar acolo intervine Paizan. Paizan la minge. Paizan rămâne la minge în care de 16 metri. Vine și Manu. Pas în centru pentru Băjenaru. Blocat din nou Paizan acum. Paizan la minge. Încearcă un dribling și nu poate să treacă de doi jucători acolo. Degajează Adjudul. Recuperăm. Manu. Manu în centru. Pasă pe partea stângă, Danilă. De lângă care 16 metri. Dribling. Și iese Atomei. Și blochează acea minge. Da, acesta este Robert Dogaru. Înlocuit de Atomei. Portarul Adjudului. Din nou Focșani în atac. Damache. Paizan, Manu. Manu care reușește 16 metri. Scoate înapoi. Și este gol din nou scris de Focșani prin Paizan din pasa lui Manu. 7 la 1 pentru CSM Focșani.
în întâlnirea cu CSM Jud în minutul 41 al celei de-a doua reprize. 7-1. Salutăm și pe domnul Ștefănescu. Probabil că nu vor mai fi prelungiri. Ultimele secvențe, Nistor. Nistor trimite înapoi lui Neagu, presiune făcut de Paizan, Manu, intervine Manu, dar nu reușește să rămână la balon. Neagu. Avea Boieru. Stoica. Gârdea. Predoiu. Lupu. Nistor. Lipsește, nu știu dacă și Claudiu Mihai, nu știu dacă a semnat cu Ajudul. Predoiu. Cere Manu. Primește Manu pe partea dreaptă. Manu la minge. Manu. Manu înapoi. Șut Mazilu. Respinge Atomei. Din nou Mazilu. Șut din nou Mazilu blocat și de data aceasta de Neagu. Manu. Stoica. Și trimite Atomei în corner. Genaro centrează Manu. Pe jos resping gazdele Nistor. Blocat de pe Genaro. Degajează Neagu până la Manu. Predoiu. Predoiu la minge. Și Nistor trimite în afara terenului. Minutul 44 al celei de-a doua reprize. Aruncarea de la margine pentru Focșean de pe partea dreaptă. Execută Stoica. Bejenaru. Paizan. Stoica. Centrare blocată de Nistor. Cred că sunt ultimele secvențe din această partidă. Doamnelor, domnilor și domnilor, am avut 4 anotimpuri aici la Jud. Și vară, și toamnă, și iarnă, și primăvară. Acum suntem undeva prin primăvară. Revenim. Iese puțin soarele. Avea Boieru. Stoica. Mazilu. Bejenaru. Gârdea. Danilă. Damache. Paizan și Bejenaru. Se schimbă jocul pe partea dreaptă. Manu. Manu. Și șut Manu. Bară. Bară Manu. Atomii nu a mișcat. Cu puțină șansă mingea putea să intre bară gol. Stoica. Din nou Manu. Manu între careu. Manu partea dreaptă. Manu la minge. Dar iese minge în afara terenului. Semnalizată de Ionuț Paraschiv, asistentul de pe partea dreaptă, Ionuț Paraschiv, a ridicat fanionul la incursiunea lui Manu și balonul părăsește terenul de joc, 7-1 în continuare. Ajutul la minge. Gârdea a jucat tot meciul. Preda, Bea Boieru
și fluier final, doamnelor, domnișoarele, domnilor, Ricora, Umoserv și Virul Internațional, partenerii SDV TV. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Ricora, Umoserv și Virul Internațional vă invită de pe acum pentru sâmbătă, ultima partidă amicală înaintea debutului sezonului 2022-2023 cu Ceahlăul, Piatra Neamț. Vă mulțumim că ați rezistat alături de noi. A fost vânt, a fost ploaie, ne-a udat până la piele, ne curge un pic nasul, asta e situația, dar vă mulțumim că ați rămas alături de noi, alături de acest meci frumos. Felicitări Ajudului pentru nivelul la care au ajuns și baftă în continuare. De aici de la Ajud, vă mulțumim pentru atenție, la revedere!